Cum sunt în groapa, în gaură pe care ați văzut-o mai devreme. Fizic, foarte ușor. Mă joc cu traseul din punct de vedere fizic. Mental, e challenging pe aici. Te apucă o frică, strâng de cablul ăsta de parcă aș vrea să-l rup. Mare meserie așa la care a făcut prima dată asta fără asigurare. Și nu e chiar rău de tăi. Îți dai seama să urci pe pietrele astea fără asigurare? Tare meserie așa trebuie să fii. Bravo! Salutare dragilor, sunt la Cheile Turzii. Am oprit cu caravana Fit aici. Vom explora. Haideți să vă arăt unde vom merge. Acolo sus avem o via ferrata pe care o să o facem. 2-3 ore durează tot traseul ăsta. Se coboară roată frumos. O să vă arăt și caravana mai târziu. Acesta este echipamentul pentru via ferrata. Am plecat la drum. Acolo trebuie să ajung. A venit timpul. Suntem pregătiți. Dăm drum la treabă. Cam asta avem de urcat. E o experiență unică. În sus arată așa. În jos arată așa. Un pic scary, aș spune, sunt singur, dar am încredere că drumul duce unde trebuie. Nu există niciun indicator, din păcate, n-am văzut niciun indicator, ceea ce mi se pare foarte trist, însă se vede drumul bătătorit și mă ghidez după asta. Dar ar fi trebuit să fie indicatoare, din punctul meu de vedere. Am ajuns la următorul tronson de cablu. Am lăsat în urmă asta. Destul de ușor. În același timp challenging. Provocator. Așa frumusețe. Wow. Ok. Adevărata provocare. Se pare că acum începe. Peretele e aproape vertical. Da? Așa arată. Să-i dăm drumul. Asta e momentul în care am simțit pentru prima oară teama de înălțime. Când am ajuns aici. Aici am simțit prima oară teama de înălțime. Avem mască de protecție. Probabil cineva și-a dat seama că nu are nevoie de mască aici sus, pentru că virusul se teme de înălțime. Nu știați asta? Da, virusul nu poate să urce până aici. Este frică de înălțime. Am ajuns. Am ajuns în vârf. Bate vântul într-un mare fel. E absolut superb. E ferat la Cheile Turzii. De la cruce de aici, eram pregătit să mă duc încolo. Trebuie să ajunge așa, roată. Și nu știam pe unde. Ia vedeți traseu. Ratam traseu. Aveți grijă, da? Deci e imediat jos aici. Asta e primul indicator pe care îl văd. Mai am 40 de minute. Hai, tot înainte. Asta e. Aici. De fapt nu e pe acolo. E pe aici. N-am băut apă de 2 ore și mi s-a lipit buzul. Să mă duc acasă să beau apă. Vă pup! Astea au fost Cheile Turzii. Echipamentul se închiriază de aici, de la Tiroliana, costă 50 de lei. Aici am campat, Cheile Turzii, la bază. După cum vedeți, e un campus foarte frumos aici. Vă recomand, curat,
totul frumos. We'll be right back.